Continuăm cu alte știri. Moldovenii care locuiesc pe malul drept al Nistrului nu se află în pericol, a declarat președinta Maia Sandu pentru un post privat de televiziune în contextul incidentelor din Transnistria. Totuși, nici moldovenii din regiune nu vor război. În stânga Nistrului se duce o luptă internă. Aceasta este concluzia Chișinăului. Din analizele noastre, nu există un risc iminent cel puțin pentru cetățenii de pe malul drept și aici putem să afirmăm cu mai multe certitudine pentru că aici instituțiile noastre au acces, aici instituțiile noastre pot asigura ordinea publică și uh, siguranța cetățenilor. Sper foarte mult că nici pe malul stâng nu vor exista aceste tentative care să uh, pună în pericol uh, viața cetățenilor noștri. Republica Moldova nu poate renunța deocamdată la gazele rusești sau impune alte sancțiuni care vor provoca mai multe costuri țării noastre decât agresorului. Noi ajutăm cum putem. Și da, noi avem, cred că, pe cap de locuitor cel, cel mai mare număr de refugiați și putem să facem și alte lucruri. Dar nu putem să luăm decizii iraționale care o să înrăutățească semnificativ situația aici, în Republica Moldova, o să poate să destabilizeze lucrurile. Maia Sandu a confirmat că președintele Igor Grosu primise o invitație la Kiev, dar nu a plecat în Ucraina din cauza problemelor de securitate.